Ce faci, boss? Boss? Bă, Băgămiș! Mi-a sărit pe cameră, ești prost! Ce faci, mă, supăratule? Azi e fric și noi cântăm când ne ține gura să ne dezmonții datura. Azi e fric, dar nu ne pasă, ne-am încuiat în casă. Ne-am încuiat în bloc și-am pus mobila pe foca ea. Bagă dreapta aici și ia, pleacă-te. Acum o să stea și să bălângă-ne dintr-o parte în alta, să facă balanga. Te duc în parc. Ce faci, boss? Boss? Bă, Băgămiș! Mi-a sărit pe cameră, ești prost! Mamă, m-am pe mine! Mariot se uită la mine acum. A sărit pe cameră! Mi-a salutat subscriberii. A, drecule, custă! Ce faci, mă, supăratule? A, bă, dai tricou de la PC Cojeasca! Mă aude. Boss. Pana mea. Alt idiot. Azi e fric și în orat? No, azi e fric și noi dansăm când ne ține. Cântăm, de fapt nu. Azi e fric și noi dansăm. Nu. Azi e fric și noi cântăm. Așa e. Azi e fric și noi cântăm când ne ține gura până ce? Până ne amorțim dantura. Azi e fric și noi cântăm când ne ține gura să ne dezmonțim dantura. Azi e fric, dar nu ne pasă. Ne-am încuiat în casă. Am pus mobila pe foca ea. Azi e fric și noi cântăm când ne ține gura să ne dezmonții datura. Azi e fric, dar nu ne pasă. Ne-am încuiat în casă. Ne-am încuiat în bloc și-am pus mobila pe foca ea. Bagă dreapta aici și ia, pleacă-te. Dansul-i fioros. În etaj, în etaj ajungem tot mai jos. A sărit lăcusta pe mine. Nu-mi place cum îmi vine. Mamă, aici s-a întâmplat o scursură. De ce te ții, măi, nene, de tetiera din stânga e la altă, de fapt e dreapta. Am un pepene în top case. Dau pepene ăla cu capul de toți pereții. Ăla era radar, mâncați ești curată. Și i-am dat 120 pe aici și era vorba de 80. Vai, ăla în dreapta, în fața acolo. Nu vreau amendă, domnul polițai. Îți dau 100 de para. Adică de ce, mă prinzi, îmi dai și amendă? E darnic, eu de ce să-i dau lui dacă îmi dă atâtea cadou? Îmi dă și puncte, îmi dă și amendă. Îmi dă de toate, dar nu-mi ia nimica decât bani. În momentul în care te oprește, poate să îți dea două lucruri sau să îți ia. Dar de fapt, dacă ți-a carnetul, tot îți dă și ceva. Deci polițiștii, orice ar face, când te opresc, sunt darnici. Curcanii sunt darnici. Adică te opresc și tot timpul trebuie să-ți dea ceva, ori un avertisment, ori o amendă, ori niște puncte, sau cel mult îți ia ceva, îți ia carnetul, altceva nu cred că poate, talonul îți ia, poate să-ți ia, dar și la orice îți dă și amendă, îți dă ceva, un avertisment, îți dă, adică nu poate să te oprească și să-ți ia, numai să-ți ia, tot timpul trebuie să-ți dea ceva în schimb, adică, nu. Asta e concluzia de astăzi. Polițiștii, curcanii, sau cum vreți voi să le spuneți, sunt darnici. Sunt persoane bune. Și să te oprești așa la un polițist, să-i zici: bună ziua, domnule curcan. Ce mai faceți? Cum vă este ziua? Să rămână. COVID. Miau!
COVID. Miau, 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 miau. Nu, mai încolo, miau. Miau, miau. Cu al treia, atâta. Și aici ne aplecăm și dăm cu genunchiul pe jos. Viața e frumoasă. Da, e și băgăreață. Astăzi nu mai am suflu să vă dau. La 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 la. Ușor că tremură ghidon. Bobiță, dă-te pe asfalt, Bobiță. Așa, Bobiță, bravo, Bobiță. Podulache, Podulache, Mirceleache. Gigea, Gigea la fetiță. Ia uite, mă, ce răi sunt ei, mă. Te dai în spate, că latră la tine. Salut, prietenii mei de pe YouTube. Ce faceți? Faceți bine? Bă, dar oare mai am pepinele la întreg în spate acolo? Hai să vedem. Săracu. Acum o să stea și să balângă-ne dintr-o parte în alta, să facă balanga, balanga, balanga. Pune scărițele pentru pasager și paste aici. Astea trebuie să le curăț. Uite, vezi că se curăță dacă îi dau așa când e cald. Mi-am ars-o. Mi-am ars mănușa. Și pe tine nu ți-ai nimic? Hai, du-te, ia-ți un hanorac ceva. Fugi. Bun, te-ai mai dat vreodată cu motocicletă până acum? Bun, fii atentă. Bun. Oh, Doamne. Hai mai descoperi cum să-ți opui săracul de 5 minute. Stai acolo cu ea. Vino încoace. Ia. Yeah. Mai știi să ți-o pui? Ți-o pun eu dacă nu ți-o pui tu. Glumă, ai înțeles? Ia vezi, merge viziera. Perfect. Se mișcă casca, așa. Mâna se mișcă. Și asta, și asta, și asta, și asta. Gata, e tot în regulă. Asta e mănușa mea, da? Aia e mănușa ta. Asta e șaua de pasager, asta e șaua mea, aici stau eu, aici stai tu. Bun, asta e una bucată top case, ghidon, schimbătoare, astea. De picat nu mai ai cum să pici acum pe drum, pentru că am top case-ul și te împingi în ăsta cu spatele și nu mai ai nicio problemă. Ai top case-ul în spate, nu te pierd, eu picioarele vezi că le pun pe asta. Exact, tu ai două de-astea, una aici, una acolo. Ai scărițe, da? La modelul ăsta ai două scărițe, la alte modele ai doar una. Mi-am luat mânuși noi, boșilor. Da, sunt bogat. Bun, fii atent. Deci așa. Dar n-ai husă. Stai. Ba da, am husă. Husă cu tot cu top case. 160 de lei, scumpă. Am bani. Da. Deci am așa, ai pe partea asta că mai e frumos, acolo e plouat. Te urci și te dai jos doar anunțat. Curul nu ți-l miști așa în mers, ți-l miști doar dacă îmi spui. Sau dacă îl miști, nu-l mișca foarte brusc ca să nu mă dezechilibrezi. Bun. Boss. Nu te gândi la prostii, că mușcăm amândoi din asfalt. Chestia e că dacă stai pe scărițele astea, o să-ți mai alunece fundul din când în când și asta e să o faci ușor, adică să nu te zmucezi sau să faci mișcări bruște, că atunci mă iei pe mine pe surprindere și nu, nu neapărat să stai nemișcat, adică dacă tot ce faci, să nu faci foarte, să nu faci brusc, să nu pui multă rezistență sau chestii de genul. La frână te ții de mine, la frână ori pui mâna pe asta, ori mă împingi pe mine. Te apleci odată cu mine, la frâne acum, altă chestie, la frâne când pun frână brusc sau dacă e vreo frână brusc de mâna, pe dedesubt, pui mâna pe ăsta, da? Pui mâna așa pe ăsta și în momentul de față la frână, știi că te duci în față, e, și la frână ca să nu te împingi sau să vii peste mine, pui mâna pe ăsta. Unde mă aplec eu, te apleci și tu, cât mă aplec eu, te apleci și tu, adică să nu te duci în partea altă, eu să mă aplec și tu să te duci în partea altă sau să rămâi pe loc. Pe motor tot timpul, când mă las eu într-o parte, te lași odată cu mine. Nu te dai în partea altă pentru că mă dezechilibrezi, pentru că atunci mă dezechilibrezi și nu mai stai la curbă. Dacă eu mă las când într-o parte, te lași odată cu mine. Dacă ți-e greu să faci asta, pune casca lângă casca mea în față și uite-te numai în ceafa mea. Că automat o să te lași fără să-ți dai seama, adică nu o pune rezistență. Dacă nu poți să faci treaba asta, uite-te la mine în ceafă și în momentul în care ți-ai fixat privirea la mine în ceafă, te lași automat în partea în care mă lași fără să-ți dai seama. Am mai spus asta și o să o spun de 1000 de ori pentru că e o chestie pe care lumea nu știe. Deci, dragi privitori ai lui Rider, fiți atenți ce zice, că știe ce zice. Așa.
E testată, pe bune că e testată chestia asta de mine. Aici am contactul. Nu e, mă, că e pompa de benzină. De unde știi tu? Din cărți. Din cărți? Ai citit cărți, a? Despre motociclete. Ești foarte ce... A pornit, boss? Colorați, a dus. Îmi speli și mie toba. Ce să fac? Să-mi tragi. Bun. Simți mirosul de benzină? Îl inhalez. În fiecare zi, azi. Gata. Stai să-l dau jos și după aia te urci. Acum câte chile ai? Nu întreba niciodată o fată câte chile ai. Ești ușoară, nu contează. Îți explic eu cum să te urci. Stai așa. Tot timpul te urci și te dai jos pe stânga. Bun. Ha. Ori pui piciorul pe ăsta și te urci, ori dai cracul peste și ușor. Când te urci pe motocicletă, la fel. Tot timpul să fiu eu acolo pe motocicletă și pe motocicletă te urci și te dai jos tot timpul numai pe stânga. Că pe stânga e cricul, pe stânga se apleacă. Poți să dai un crac sau poți să te urci pe asta să pui așa și să dai piciorul peste. Când te urci pe motocicletă, vezi la talpă, că talpa se topește pe asta, pe tobă. Și atunci ar trebui să ții piciorul la jumate, ceva de genul așa, pe astea, știi? Bun. Bine, nu mi-e de tobă, că eu o curăț, mi-e de astea ale tale. După aia, altă chestie, dacă lași piciorul lângă ăsta, ai grijă la tobă că frige asta, te face varză la picioare dacă ești. Se stopește și ăia după tine. Nu se răstornă când te urci cu mine pe el, dar mă anunț când te urci. Hai, te urci. Așa, ușor la tobă că frige, da? Și pe stânga și pe dreapta în tobe. Acolo. Și stânga, acolo. Ai grijă la tobe și în dreapta pui piciorul pe ăsta, mai sus. Acolo. Așa, bun, așa. Atingi cu spatele de top case? Da. Bun, n-ai nicio treabă atunci. Dacă îți fuge curul, poți să ți-l dai, n-ai nicio treabă. Hai că ai mai mers cu motocicleta, ai avut și motocicletă, știi. Deci e prima dată, a? Te duc în parc, nebunule. Te duc în parc. Hai să te învăț ceva. Mamă, ce vizieră murdară am. Aer condiționat de motorizer. Da, da, da. E de la bun. Îți place, nebunule? Ușor pe asta ca lunecă. O băcuță! Nici nu m-a băgat în seamă, nu sunt eu de muu ei. Ține-te bine. Ți-a plăcut asta? Am avut cântura și în stomac. În general, când merg la plimbare, așa merg, cum merg acum, deci nu. Că dacă vreau viteză, îmi luam de viteză, da? Hai să te învăț ceva. Fii atent. Vezi ce pocăne. Uite, uite. Ah. Motorrider, it's your destiny. Ah, să rămână, mersi mult. Te mângâi fără să te ating. Vrei să ne ținem de mână cu mănușile fără să băgăm mâna în ele? Of course, my dear. You are my chosen one. Ce frumos. Tu prea sexy, eu prea jegos. Uite, te-am adus la nisip aici. Meniu că trebuie să faci caca și după aia să stupi. Păi, am privit. Am avut niște prieteni și omul avea erunul și n-avea oglindă. Și l-am întrebat de cine are oglindă și el a zis că la ce-mi trebuie oglindă dacă tot timpul sunt primul. Și tâmpitul i-a dat 300, numai că s-a luat la harță cu unul într-o seară și să-i demonstreze lui ăla că nu e motocicleta limitată la 299. Păi, eu nu donez organe. Îmi faci mie niște poze?